noi, adică primarul și viceprimarul, suntem foarte atenți când vine vorba de cetățeni. Chiar săptămâna trecută am primit un coment pe Facebook de la domnul Cornel Hârbovanu, care ne spunea că ne așteaptă și în Pusorocu. Iată că astăzi am ajuns în Pusorocu să tăiem iarbă pe care cu ani în urmă oamenii din zonă o tăiau pe banii lor. Trebuie să și menționez că acest teren este domeniu public și este obligația noastră a primăriei Săcălaz să-l întreținem.